Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum afirma fratele David, această joie este seara în care ne pregătim inima gândindu-ne la sărbătorile întrupării Domnului, de care suntem așa de aproape, sărbători care produc emoții în sufletul nostru și bucurie. Dumnezeu a îngăduit să mai trăim zilele acestea și vrem să le trăim cu responsabilitate și cu multă bucurie. Lăudat să fie Domnul! În perioada aceasta, frați și surori, studiem învățăturile Bibliei, încercând să afirmăm și să reafirmăm învățătura Scripturilor, așa cum noi o înțelegem pentru Biserica Domnului, pentru noi și pentru copiii noștri. Este adevărat că uneori există o anumită diversitate în înțelegerea Scripturilor în anumite subiecte. Trebuie să acceptăm că aceste învățături n-au fost scrise de la început într-o carte pentru ca noi toți să le știm la fel. Cele mai multe dintre ele au fost predate din generație în generație prin viu grai. Și orice lucru care nu-i scris și este predat din generație în generație prin viu grai, el se deformează de-a lungul timpului, căpătând anumite diferențe de la un loc la altul. Așa se face că în anumite privințe există anumite puncte de vedere diferite. Dacă ele nu sunt la nivel de principiu, nu-i nicio problemă. Atunci când diferențele acestea sunt la nivel de principiu, adică în lucrurile esențiale, atunci există problema. Ei bine, scopul cu care noi afirmăm și reafirmăm aceste învățături este ca în Biserica Domnului, în Biserica locală, să existe la nivel de principiu un punct de vedere comun, o învățătură unitară, pentru că ceea ce ne unește pe noi nu-i vârsta, că suntem diferiți ca vârstă, nu-i nici locurile de unde provenim din țară, deoarece venim din locuri diferite, nu-i nici locul de muncă, că nu lucrăm toți în același loc. Ceea ce ne unește pe noi este învățătura. Pentru că oamenii se închină în altă biserică, înseamnă că au alte rânduieli și uneori chiar altă învățătură. Tocmai pentru aceasta încercăm joile seara să afirmăm și să reafirmăm învățătura din cuvânt cu privire la lucrurile esențiale care compun mărturisirea de credință a Bisericii Domnului. Dincolo de principiile esențiale există încredințări și acestea de multe ori sunt diferite de la o persoană la alta, de la o familie la alta, poate de la o vârstă la alta. Ei, trecând peste această introducere care are drept scop să limpezească motivul pentru care noi procedăm joi seara la ciclul acesta de lecții biblice, care au în vedere afirmarea învățăturilor esențiale ale Bibliei, aș vrea să ne aducem aminte de locul unde ne-am oprit data trecută. În vremea aceasta vorbim despre învățătura despre Dumnezeu Duhul Sfânt. Învățătura despre botezul cu Duhul Sfânt. Spuneam data trecută și repet în această seară că ar fi fost momentul potrivit în lecția numărul 4 să vorbim despre Dumnezeu Duhul Sfânt, pentru că prima lecție a fost Biblia, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Dar am amânat lecția aceasta deoarece după botezul în apă ar fi trebuit să avem botezul cu Duhul Sfânt și atunci după botezul în apă am pus împreună aceste două lecții, adică doctrina despre Dumnezeu Duhul Sfânt
și doctrina despre botezul cu Duhul Sfânt. Aceasta, deoarece este o doctrină de bază în Biserica Pentecostală, vrem să insistăm mai mult asupra ei, fără să intrăm totuși în amănunte, că ar trebui să ne ia luni și luni de zile. Însă, vrem în același timp să afirmăm lucrurile importante care reprezintă crezul de mijloc al acestei învățături și, dacă vă mai aduceți aminte, am încheiat joia trecută spunând că toți bărbații din Vechiul Testament care au fost folosiți de Dumnezeu, dar toți, despre fiecare dintre ei ni se spune că Duhul Sfânt a venit peste ei. Despre fiecare. Și aduceți-vă aminte că am dat exemple multe și ultimul care l-am dat au fost cei 70 de bătrâni. Au fost un grup de bărbați care au slujit în echipă împreună cu Moise. Toți oamenii lui Dumnezeu au avut o echipă cu care au lucrat. Puțini oameni au fost singuri. Unul dintre ei a fost Ilie și aduceți-vă aminte că datorită singurătății, în momentul de criză, n-a mai fost fratele de la stânga și de la dreapta care să-l îmbărbăteze și săracul a avut de gând să-și pună capăt zilelor. În lucrarea lui Dumnezeu, de multe ori, treci prin situații când, ca și om, ți se termină resursele. Intri într-o stare de epuizare, poate chiar spirituală, dar sigur emoțională. Și atunci ai nevoie de bărbați puternici, de femei credincioase, care la dreapta și la stânga să se roage, să te îmbărbăteze, că nu suntem decât oameni. Ilie a fost un mare bărbat, dar a fost doar un om. Moise a fost un mare bărbat, dar a fost doar un om. Frați și surori, nu priviți la noi ca la niște oameni ieșiți din comun. Suntem oameni obișnuiți ca dumneavoastră, frați în Hristos. Numai chemarea noastră este deosebită și ne dă o responsabilitate care este câteodată înfricoșătoare. Dar tocmai această responsabilitate ne face uneori să avem mai multă nevoie de înțelepciune decât avem, mai multă nevoie de putere și de ungere decât avem. E atunci nevoie mai mult decât de obicei de prezența unei echipe care la dreapta și la stânga să vină cu un sfat duhovnicesc, să vină cu o rugăciune, să vină cu o zi de post, să vină cu o întăritură și omul lui Dumnezeu să nu se frângă. Că ce e omul? Omul este nimic. Cine este cu adevărat puternic și veșnic este Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Ei, lângă Moise au stat 70 de bărbați. Bărbații aceștia, uitați ce ne spune Scriptura despre ei. Domnul s-a coborât în nor și a vorbit lui Moise, atenție, a luat din Duhul care era peste el și a pus peste cei 70 de bătrâni. Important e că nu e invers, niciodată nu e invers. Lucrurile nu merg de jos în sus, ci întotdeauna de sus în jos. Și de îndată ce Duhul s-a așezat peste ei, au început să prorocească, dar după aceea n-au mai prorocit. Am vrut doar să spun că întotdeauna grupul acela de oameni este la fel. Într-un grup de oameni nu poate exista diferență de călăuzire, adică peste unul să fie Duhul Domnului, peste altul să nu fie Duhul Domnului. Frați și surori, când oamenii aceștia au venit și au stat lângă Moise, Dumnezeu i-a făcut asemenea lui, a luat din Duhul Sfânt care era peste el și a pus și peste ei, pentru că niciodată într-o echipă nu poate să fie unul călăuzit de un duh și altul de alt duh, pentru că dacă unul trage încolo și altul trage încolo, nu există progres, ci doar luptă, dar carul stă pe loc. Ei, observați că peste acești 70 de oameni care au fost în echipă cu Moise a existat același duh ca și peste Moise și unitatea lor s-a văzut prin prosperitatea lucrării lui Dumnezeu din vremea aceea. În sfârșit, am vrut doar să afirm faptul că toți oamenii care au fost folosiți de Dumnezeu în Vechiul Testament și sigur în Noul Testament, peste toți a fost Duhul Domnului. Carnea nu-i bună de sfințenie și neprihănire dacă nu e prezent Duhul. Oricât de educat ar fi, e carne păcătoasă. Oricât de bine crescut ar fi, e carne păcătoasă. Știți ce-i omul? Omul-i nimic. Dintr-o dată face o prostie de se miră și el. Ceea ce ne ține pe noi tari e Duhul Domnului care este în noi. De aceea nu trebuie să trăim în absența Lui, ci cât mai mult să căutăm prezența Lui Dumnezeu. Nu că-i poruncă, ci că avem nevoie de ea să rămânem în picioare, mai ales în ziua cercetării, sau spune Scriptura în ziua cea rea. Și zilele zrele, frați și surori.
Acest text pe care tocmai l-am citit este un model al felului în care Duhul Domnului împuternicește slujbașii. Să știți că atunci când Dumnezeu cheamă un slujbaș, diferența nu e așa cum vedem noi, că se strâng frații, ridică mâna sau completează un bilet. Asta e partea vizibilă, administrativă, dar în spatele părții administrative e o chemare divină. E o chemare divină de care trebuie să ținem cont și de care trebuie să ne fie frică și teamă și să o respectăm, pentru că e chemarea Domnului. Vai de noi dacă ajungem la punctul să nu vedem în biserică decât o lucrare omenească și tot felul de sfor trase. Înseamnă că suntem atât de firești și gândim atât de firește încât nu mai vedem în biserica lui Dumnezeu decât o interpretare firească a tuturor lucrurilor care se întâmplă. Frați și surori, felul în care noi percepem lucrurile lui Dumnezeu nu trebuie să fie firesc, ci duhovnicesc. Dacă firesc îl percepem, asta nu înseamnă că așa este, ci înseamnă că așa suntem noi. Încă o dată, când o persoană percepe firește lucrurile din adunare, nu înseamnă că sunt firești, ci înseamnă că el le percepe așa, deoarece acesta e nivelul la care el gândește și trăiește. Lucrurile din adunarea lui Dumnezeu le poți vedea cum vrei să le vezi. Tot timpul poți să spui că se trag sfori și tot timpul poți să spui dacă Dumnezeu nu îngăduie un fir de păr să cadă jos la întâmplare. Cum va îngădui El să fie pus în slujbă un slujbaș fără ca El să spună da sau nu? Dacă biserica stă în ascultare, dacă biserica stă în rugăciune, dacă biserica stă în apropiere de Domnul, în unitate frățească, dacă nu există partide și frământări și tot felul de furtuni provocate prin tot felul de atitudini lumești și biserica stă într-o atitudine duhovnicească, atunci astfel de lucruri sunt imposibile, pentru că nimeni nu are mai mult interes în copilul meu decât eu, că tatăl lui. Nimeni nu are mai mult interes în biserica sa decât Dumnezeu Tatăl. Nu lasă El pe nimeni să-și facă de cap în biserica sa, dar pe absolut nimeni. Pe mine mă doare inima de această biserică, dar mă doare inima cât îl poate durea inima pe un om. Dar eu n-am murit pentru biserica aceasta. Eu sunt doar un slujbaș. Am calități, am defecte, am slăbiciuni ca oricare altul. Dar cel care a născut această biserică în suferință, cel care are doar calități și niciun defect, este Domnul. El este stăpânul acestei biserici și cum mă doare pe mine inima de copiii mei și de casa mea și pun lucrurile în ordine, tot la fel Domnul are durere pentru biserica sa și pune lucrurile în ordine. Nu trebuie să pierdem din vedere elementul supranatural și divin din biserică, frați și surori. Nu vă pierdeți cu firea atunci când un anumit lucru provoacă tulburare. Pentru că Dumnezeu este Cel ce menține liniștea. Noi, ca și frați și surori, noi ca și păstori, ca și slujbași, încercăm la nivelul nostru și potrivit puterii noastre. Dar dincolo de aceasta este Dumnezeu în control. El cârmuiește lucrurile. Greșeli se pot face și din bancă și de aici. Pentru că și acolo și aici sunt oameni. Sigur că aici sunt inadmisibile mai mult decât acolo, dar cel care nu face greșeală este Domnul și când trebuie să intervină și să pună el lucrul cum trebuie, dacă nu-i bine, atunci îl pune și nu ține cont nici de mine, nici de dumneata. Nu ne cere nouă voie să facă ordine în biserica sa. Nu ne cere nouă voie, nu ne cere permisiunea. Asta trebuie să-mi spuneți mie, frate Luigi, pot să cânt duminică seara? Că în vremea asta sunt eu prin harul Domnului aici. Dar Dumnezeu nu-mi cere mie voie, Dumnezeu nu-mi dă telefon să-mi spună am de gând să fac cu tare lucru. Că El e Domnul, nu eu. Și nici dumneata. Ei bine, când vorbim despre această împuternicire, vorbim despre câteva lucruri, observăm, învățăm câteva lucruri. În primul rând, lucrarea lui Dumnezeu nu poate fi făcută cu oameni firești. Chiar dacă ei au carte, au bani, sunt buni de gură, au alte posibilități omenești, au rude, prieteni, chiar dacă lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea sfântă, lucrarea evlavioasă, nu poate fi făcută cu oameni firești, ci cu oameni care au Duhul. Cu oameni care au Duhul, frați și surori, ori de câte ori veți fi puși în situația,
să alegeți sau să confirmați oameni care sunt în slujba lui Dumnezeu, aici, în slujbă spirituală sau în alte slujiri, chiar administrative, niciodată nu vă dați acordul pentru niște oameni pe care nu-i vedeți duhovnicești. Niciodată. Pentru că dumneavoastră tot timpul aveți așteptări de la oamenii care conduc biserica, dar așteptările nu pot fi mai mari decât ei. Lucrarea lui Dumnezeu se face cu oameni duhovnicești, iar omul duhovnicesc se vede din faptele lui. Are o lucrare pașnică, are o lucrare constructivă, o lucrare care ridică. Îl ridică și pe cel bun, dar îl ridică și pe cel rău. Pentru că singura instituție din lume care primește și pe cei pe care nu-i mai primește nimeni e biserica. În biserică trebuie să fie mântuit și curvarul, și bețivul, și fumătorul, și drogatul. În biserică trebuie să fie mântuiți acești oameni. Unde în altă parte? Are poliția sau instituțiile statului vreun loc care mântuiește rebuturile acestei societăți? Hristos spunea, nu cei sănătoși au nevoie de doctori, ci cei bolnavi. De aceea aici trebuie să-i chemăm pe acești oameni și să nu ne fie teamă și frică de ei. Pentru că noi nu-i chemăm la noi, că dacă ar depinde de noi, n-avem ce le da. Le dăm $10 sau 100 în numele Domnului, dar ăștia îi cheltuie la noapte sau mâine. Însă noi îi chemăm la Domnul. Domnul mântuiește cum m-a mântuit pe mine și pe dumneata. Domnul schimbă, Domnul sfințește, pentru că numele Lui este cel atotputernic. Noi trebuie să-i chemăm pe oameni la biserică. Biserica nu trebuie să fie să devină un grup selectiv, ci biserica trebuie să fie un loc unde sunt chemați oamenii. Când e vorba de slujire, sigur, atunci trebuie selecție. Dar când e vorba de mântuire, frați și surori, nu trebuie selecție. La mântuire sunt chemați păcătoșii, de la cel mai oribil păcătos până la cel mai ascuns păcătos. Ei bine, primul lucru pe care îl învățăm din această împuternicire este faptul că lucrarea lui Dumnezeu nu se poate face decât cu oameni în care există Duhul lui Dumnezeu. Iar lucrul acesta nu trebuie să-l spună ei, ci trebuie să se vadă. Dacă nu se vede, înseamnă că nu este. Iar dacă se vede, înseamnă că este acolo. În al doilea rând, coborârea Duhului Sfânt peste oameni este însoțită de anumite manifestări care confirmă prezența Duhului. Care confirmă prezența Duhului. În cazul de față este prorocia. În alte cazuri este vindecarea. În alte cazuri este vorbirea cu autoritate. În alte cazuri este o inspirație divină într-o situație de criză. În alte cazuri, în general, manifestarea lui Dumnezeu, după cum este nevoie. Este imposibil să fie Duhul Domnului peste cineva și acel cineva să nu aibă la modul obișnuit o viață cu Dumnezeu, iar din când în când sau în permanență manifestarea unei slujiri. Când spun din când în când sau în permanență, mă refer la daruri. Darurile nu sunt tot timpul, dar slujirea e tot timpul. De pildă, eu sunt păstor, dar nu sunt păstor din când în când. Însă darul prorociei nu-i ca pastorația tot timpul. Darul prorociei vine la cineva acum, mai poate să vină mâine, poate să vină peste 10 ani. Pentru că nu omul prorocește când vrea la nivel de dar, ci prorocește când îi dă Duhul să prorocească. Și Duhul îi dă când vrea el. O dată la o săptămână, o dată la o lună, o dată la un an, când vrea Dumnezeu să descopere ceva cuiva. Ei, darurile sunt sporadice, slujbele sunt permanente. Din pricina aceasta am spus sporadic sau permanent. Încă o dată, coborârea Duhului Sfânt peste oameni este confirmată de slujirea lor și de modul lor de viață. Este confirmată, frați și surori. Este imposibil să intre Dumnezeu în tine și să nu se vadă. Să nu vadă și alții. Dacă așa de mic și de neimportant e Dumnezeu, încât e într-un loc și nu se vede, iertați-mă, ăla nu-i Domnul adevărat. Când strălucirea universului intră într-un loc, se umple de lumină casa aceea. Țin minte că la un moment dat mi-am pus curent electric în casa în care am copilărit eu, până atunci luminam cu lampa, o lampă cu petrol, cu gaz. Ei bine, lampa aceea făcea o lumină așa de palidă, așa de ștearsă, încât nu vedeai bine. Dar atunci când am pus curent electric,
Și când am pus beca lumina, dintr-o dată casa s-a inundat de lumină și s-a făcut o diferență deosebită. Puteai și un ac, dacă scădea jos, să-l identifici, să-l vezi. Acolo unde intră lumina, se vede. Nu-i nevoie de recomandări. Se vede. Se vede de departe. Ce se vede de departe? Lumina. Lumina luminează în întuneric. Apoi, în al treilea rând, Duhul Sfânt nu lucrează doar prin liderii poporului. Nu lucrează doar prin liderii poporului, observați? Cei 70 de bătrâni n-au fost lideri ca Moise. N-au fost lideri ca Moise. E adevărat, Moise a fost lider. El tot timpul a fost chemat la o slujbă. Dar cei 70 au fost împreună cu el în slujire. Duhul Domnului n-a lucrat doar prin el. E adevărat că intensitatea la care a lucrat Domnul prin Moise n-a lucrat prin ceilalți. Fiecare cu slujirea lui, cu măsura de autoritate, direct proporțională cu măsura de responsabilitate. Adică, nu poți să-i dai un om autoritate și să nu-l faci responsabil de autoritatea care i-ai dat-o. Dar nici nu poți să-i ceri responsabilitate timp în care nu-i dai autoritatea care îi se cuvine. Dumnezeu lucrează atât prin lideri, dar lucrează și prin oamenii din popor. Nu înseamnă că biserica trebuie să se împartă în cler și laici, adică în preoți și credincioșii din biserică, unde preoții fac totul sau credincioșii din biserică nimic. Nu, aceasta nu e o concepție bună, dar nu e concepție bună nici când oamenii care lucrează împreună cu liderul se ridică împotriva lui. Dacă Duhul Domnului este în doi oameni, nu-l va împinge pe unul să vopsească în alb și pe altul să vopsească în negru. Că Duhul Domnului nu încarcă și descarcă. Duhul Domnului pe toți îi împinge în aceeași direcție și în direcția aceasta este constructivă, este pozitivă și este înspre cer. Îmbărbătați-vă, frați și surori, și căutați ca să aveți din partea Domnului împuternicirea aceasta și să se manifeste prin tot felul de slujiri la care Dumnezeu să vă cheme și la care să luați parte cu tragere de inimă și cu responsabilitate. Pentru că e adevărat, nu toți trebuie să păstorim, dar toți trebuie să slujim. Nu toți trebuie să predicăm, dar toți trebuie să slujim. Nu toți trebuie să dirijăm, dar toți trebuie să slujim. Nu toți trebuie să facem ordine, dar toți trebuie să slujim. Slujirea e pentru toți, dar pentru unul e un anumit fel de slujire, pentru altul e un alt fel de slujire, pentru un altul un alt fel de slujire, după chemarea pe care i-a dat-o Domnul. Iar chemarea se vede și din darurile care le-a primit, că Dumnezeu nu cheamă pe un om să încarce dacă n-are lopată. Și Dumnezeu nu cheamă pe unul să vopsească dacă n-are rol. Și Dumnezeu nu cheamă pe unul să cânte dacă n-are voce. Eu pot să cânt pe unul, pot să chem pe cineva să cânte, dacă n-are voce, din alte interese. Dar Dumnezeu nu cheamă pe cineva să cânte dacă nu i-a dat mai înainte vocea. Chemarea tot timpul are la bază abilitatea dată de Dumnezeu de a face lucrul respectiv. Ori noi nu putem vedea chemarea dacă nu ne uităm la abilitate. Dar când ne uităm la abilitate, ne dăm seama dacă Dumnezeu îl cheamă sau nu îl cheamă pe om. De pildă, dacă mie mi-a dat Dumnezeu chemarea să pentuiesc, adică să zugrăvesc, să vopsesc această biserică. Și mâine când intrați, vă este și rușine să intrați cum e vopsită. Atunci înțelegeți câtă chemare am eu pentru lucrul ăsta. Adică n-am. Că dacă aveam, o făceam bine. Când un om nu face un lucru bine, asta înseamnă că ar trebui să facă altceva? Condițiile pentru a fi folosit de Dumnezeu nu sunt să ai bani, nu trebuie neapărat să ai școală, nu trebuie neapărat să ai rude și prieteni, nu trebuie neapărat să fii tânăr sau bătrân. Este adevărat, bătrânețea are avantajele experienței, ale lovirii cu capul de multe lucruri din care înveți, dar Duhul Domnului nu ține cont de lucrurile astea. Că nu l-a așteptat Dumnezeu pe Ieremia sau pe Moise sau pe Isaia sau pe Daniel sau pe David sau pe Ioan sau pe Timotei sau pe Tit sau pe alții să îmbătrânească. I-a chemat de tineri. Și spune, tinere, dă-mi inima ta. Când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, aceste lucruri omenești, banii, influența, pregătirea, toate aceste lucruri sunt bune, dar sunt bune la nivelul lor. Ceea ce contează e împuternicirea dată de Duhul.
Pentru că de asta avem nevoie, asta prinde, asta hrănește, asta ridică, asta iartă, asta vindecă, asta binecuvintează Domnul, nu omul. Nu mă înțelegeți greșit că vorbesc împotriva banilor sau împotriva școlilor sau împotriva altor beneficii omenești, nu. Vreau acum doar să fac diferența între ele, spunând că nu întotdeauna oamenii au avut bani, dar sfințenia a fost destulă. Nu întotdeauna oamenii au avut școli, dar sfințenia a fost destulă. Nu întotdeauna oamenii au avut rude și prieteni sau clădiri în care să se închine, dar sfințenia a fost destulă. Ceea ce este indispensabil, adică neapărată nevoie, este sfințenia, neprihănirea, pocăința, prezența Duhului. Celelalte lucruri le avem în parte, mai mult sau mai puțin, într-o vreme mai mult, în alta mai puțin, dar se poate fără toate, însă nu se poate fără prezența Duhului Sfânt, fără unitate, fără pocăință, fără neprihănire și sfințire. Acestea sunt lucrurile, cum spunea Domnul Iisus, pe acestea să le faceți în primul rând și nici de celelalte să nu uitați. Cam așa ar trebui rezolvată această ecuație. Observăm această idee la Moise atunci când se roagă pentru tot poporul Domnului să fie împuternicit cu Duhul Sfânt pentru lucrare. El nu se roagă pentru selectiv, el se roagă pentru tot poporul Domnului. Mai mult de atât, Petru, citind din profeția lui Ioel, generalizează această revărsare. Generalizează. Observați, se pleacă în Vechiul Testament, se pleacă de la conducătorii poporului. Apoi se trece la tot poporul. În Noul Testament se trece la toată lumea. Există o deschidere, Dumnezeu pleacă de la un om, merge la un popor și apoi universalizează, adică face universală chemarea sa la mântuire. El a venit la ai săi, dar ai săi nu l-a primit. Atunci Dumnezeu i-a așezat într-o paranteză care va fi redeschisă în vremurile din urmă. Și până atunci toate neamurile sunt chemate și oricine se poate pocăi și oricine este chemat să devină plin de Duhul Domnului și oricine este chemat să devină slujbaș în casa lui Dumnezeu și în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta e o chemare universală. Aș vrea să schimbăm puțin subiectul acesta, aducându-ne aminte sigur de mulți alții care din Vechiul Testament, eu nu i-am spus pe toți, ci selectiv am dat câteva nume aproape întâmplător din grupa celor care puteau fi prezentați drept exemplu. Și acum aș vrea să trecem puțin în Noul Testament și doar să introducem acest mini subiect care face parte din subiectul mare prezentat în aceste zile. Și îl vom continua joile următoare, după cum Dumnezeu ne va da sănătate și har. Dar doar să îl introducem ca să știm unde am ajuns într-un punct esențial și apoi să ne luăm timp să ne rugăm. Pentru că cuvântul Domnului vestit are rolul să ne deschidă inima și să ne cheme la pocăință. Nu doar să ne informeze și să ne intelectualizeze. Aș vrea să introducem acest subiect, Duhul Sfânt în viața Domnului Iisus Hristos. Dacă în viața bărbaților din Vechiul Testament, și nu numai a bărbaților, și a multor femei, și la o intensitate mai mică în viața la tot poporul uneori, Dumnezeu a lucrat cu atât mai mult în viața Domnului Iisus Hristos, începând de la naștere, Duhul Sfânt a lucrat cu putere și nașterea Domnului Iisus Hristos trebuie să acceptăm că este unică. Este atât de unică, dacă îmi permiteți această exprimare, este atât de unică încât unii au probleme să creadă cum să se nască un copil dintr-o domnișoară, dintr-o fecioară, fără împreunarea normală cu bărbatul. Lucrul acesta este o minune și trebuie crezut ca o minune, nu ca un eveniment normal. Aceasta este o minune, e o acțiune a lui Dumnezeu și ea trebuie primită în inimă prin credință, nu prin rațiune. Prin rațiune nu poți înțelege cum s-a întâmplat, că e împotriva firii, e împotriva logicii și împotriva experienței. Dar lucrurile lui Dumnezeu trebuie primite nu prin logică, ci prin credință. Că noi nu suntem logicieni deștepți, noi suntem credincioși. Ei, lucrurile din viața Domnului Iisus
sunt însuflețite de o prezență a Duhului și de o lucrare a Duhului absolut remarcabilă. Și vom privi la această lucrare a Duhului Sfânt în viața Domnului Iisus, începând de la naștere, în viața sa, în lucrarea sa de jertfire, de înviere, de ridicare și așa mai departe, și vom continua cu celelalte manifestări ale Duhului în Noul Testament. Facem toate lucrurile acestea încercând nici să nu prezentăm lucruri generale fără să spunem mare lucru, adică să nu avem mare eficiență, dar nici să cădem în amănunțirea problemei încât să devenim aproape ineficienți prin faptul că spunem și lucruri absolut cunoscute, care n-ar mai trebui repetate. Aceasta fiind ideea, frați și surori, aș vrea să ne oprim aici și să ne pregătim inima pentru rugăciune, privind lucrurile cam în felul următor. Dacă niciodată lucrarea lui Dumnezeu n-a fost făcută cu oameni conduși de fire, ci doar cu oameni pe care mai întâi Dumnezeu le-a dat pocăința și i-a umplut cu Duhul și prin această putere a Duhului Dumnezeu i-a condus și i-a însuflețit, atunci cum sperăm noi să fim o excepție de la regula Scripturilor? Frați și surori, nu trebuie neapărat să trăim într-o anumită perioadă istorică ca această învățătură să fie valabilă. Nici nu trebuie să trăim într-o anumită țară ca această învățătură să fie valabilă. Omul care nu-i plin de Duhul e plin de fire, indiferent în ce an trăiește și indiferent în ce țară trăiește. Pentru noi aici în America, la sfârșitul anului 2007, avem nevoie să ne smerim, avem nevoie să ne corectăm viața în cele mai mici detalii și să ne apropiem de Domnul și să cerem o umplere proaspătă și o reumplere permanentă peste viața noastră, pentru ca slujirea noastră să nu fie făcută cu o înțelepciune omenească, ci să fie făcută cu o înțelepciune care vine de sus și care e pașnică, care este ușor de înduplecat și care aduce binecuvântare și prosperitate lucrării lui Dumnezeu. Priviți la dumneavoastră și puneți-vă în fața acestui imperativ alături de mine și întrebați-vă: Doamne, ce fel de oameni suntem noi? Noi trebuie să fim oamenii în care Dumnezeu lucrează prin această generație. De aceea vă chem la rugăciune, scumpii mei, haideți să ne rugăm cu toată pocăința. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.